Domnișoarelor, domnilor, începe maratonul lansărilor editurii Humanitas Fiction. Invitata mea de astăzi este profesor dr. Smaranda Elian, coordonatoarea colecției Biblioteca Italiană, colecție premiată de Ministerul Culturii din Italia. Vom lansa astăzi un roman care a făcut senzație nu numai în Italia, ci în peste 25 de țări. Este vorba despre romanul Tentația de a fi fericit al lui Lorenzo Marone. Lorenzo Marone s-a născut în 1974 la Napoli, unde trăiește și în prezent alături de familia și țara. A urmat studii de drept și s-a conformat dorinței familiei și a fost avocat un număr bun de ani. În jur de 2002-2003 a început să scrie intens și a publicat un prim roman și un prim volum de povestiri la 2000 cetituri. Este vorba despre romanul Daria din 2012 și de volumul Novanta de povestiri din 2013. A dat lovitura în 2015, în toamna lui 2015, când a publicat la Tentazione di essere felici, Tentația de a fi fericit, roman care a devenit bestseller atât în Italia cât și în multe alte țări, primind numai puțin de 5 premii importante în Italia. În 2016, Marone publică un nou roman, La tristezza e il sonno leggero, ce frumos, tristețea are somnul ușor, care a primit premiul Città di Como. De mare succes din nou, se bucură romanul Magari domani resto, mâine poate voi rămâne, roman care e în curs de traducere în colecția Raftul de Nisei de la editura Humanitas Fiction, în care de fapt a apărut și Tentația de a fi fericit. Ambele romane poartă semnătura unei mari traducătoare din italiană în română, doamna Gabriela Lungu, dânsa stă la Cluj, acolo a venit iarna și din această cauză n-a putut să fie cu noi în această seară. După acest roman, care a luat un mare premiu, a luat premiul Selezione Bancarella, în 2018 Marone publică Un ragazzo normale, un băiat obișnuit, distins și el cu premiul Giancarlo Siani. Lorenzo Marone a dat lovitura, după cum am spus, cu Tentația de a fi fericit. Din toamna lui 2015 până în toamna anului 2018 s-au publicat în Italia 17 ediții ale acestei cărți. Premiile pe care le-a luat, câteva dintre ele, premiul Stresa în 2015, premiul Scrivere per Amore în 2015, premiul Caffè Corretto Città di Cave în 2016. În 2017, binecunoscutul regizor italian Gianni Amelio a făcut filmul multipremiat La tenerețea, tandrețea, care are la bază romanul lui Marone. Iar filmul a primit multe premii în Italia, iar actorul principal, Renato Carpentieri, a obținut numeroase premii, printre care cel mai recent e acela de actor în rol principal la premiile David di Donatello. O invit pe doamna Smaranda Elian.